2 pentru euro. Federația Română de Fotbal a făcut publică informația conform căreia doi cavaleri ai fluierului din România vor face parte din brigăzile ce vor tranșa partidele de la Euro 2023, turneu găzduit de către țara noastră și Georgia. La campionatul european de tineret Under 21 din Georgia și România, care va avea loc în perioada 21 iunie-8 iulie, au fost selectați să oficieze și 4 arbitri din țara noastră. Astfel, la partidele din Georgia din grupele A și C va fi prezentă o brigadă formată din Horațiu Mircea Feșnic, care va fi ajutat de către asistenții Valentina Vram și Alexandru Cerei, în timp ce la partidele pe care le va găzdui țara noastră contând pentru grupele B și D, Andrei Chivulete este unul dintre cei doi arbitri de rezervă, se arată în comunicatul Federației Române de Fotbal. Naționala de tineret a României va debuta la Euro 2023 într-un meci contra reprezentativei similare a Spaniei. Din grupă mai fac parte Ucraina și Croația. Toate partidele tricolorilor se vor disputa pe stadionul Ghencea.